Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Deci ceva de la o dată, zic eu. Deci,
față de cât și-a propus. Păi, comparativ cu ce era trecut în buget. Deci trebuia să realizezi 100% și s-a depășit față de ce era prevăzut în, nu știu, credit. Ce era prevăzut. Ce era prevăzut în buget, privindu-și cheltuieli, trebuia să realizezi 100%, s-a realizat 100%. Foarte bine. Însă văd aici și principal nerealizări. Sunt trecute aici modernizare drumuri, interes local, comuna Căriți, odată, amenajarea viaduct peste brațul râul Totuș, reactare pot peste râul Totuș și de asemenea modernizare străzii sau asfaltare în satele Prale Bridar și de asemenea în Bridar, în strada Corul. De asta nu s-au realizat, de ce se trecute la nerealizare? Erau programate să se cheltuie în trimestrul 2 și nu s-au cheltuit în trimestrul 2 și vin în trimestrul 3. Dar ele sunt executate, nu s-au cheltuit de coate. Dar avea și în trimestrul 3, nu s-au cheltuit. Și ce am mai remarcat, faptul că tot la 30.06.2023 s-a utilizat în excedent, anul precedent, suma de 2.446.000. Deci banii din care s-au dat în trecut au fost cheltuiți la anul ăsta și asta foarte bine, că înseamnă că am putut să investim în niște investiții mai mari, că proiecte mai... Dar atunci continuare să mulțumesc 30, poate? Da, mulțumesc, gata, bună. Da. Alte... Spune-mi la urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul abțineri? 10 voturi pentru și 10 voturi pentru. Deci, la punctul 10. Cine se înscrie acum? Unde e? Nu. Nu, la imobilă. V-am scris și pe vechi, v-am scris și pe vechi, ce nu băgați la un autovedere peste apă acolo? Să rup mașini, să rup tot, nu mai stă nimic la locul. Nu mai cer port, asfalt, măcar un autovedere, nici așa nu se face. Da, și problema grădiniților de la Hirtiu și de la Mărcești, stimați colegi, am 3 ani de când aduc aceeași problemă la fiecare ședință ordinară și nu ajunge la nicio finalizare. Acum aș vorbi cu domnul primar, dar știi, acum să vorbim, să ne auzim alea între noi, ce putem face, ce decizii să luăm la nivel de Consiliu Local, că domnul primar nu vrea să implice. Ar trebui să cadă sarcina pe noi. Cum facem să rezolvăm problema asta? Păi dumneavoastră, ce soluție aveți? Păi soluția este ca domnul primar să rezolve problema. Asta e soluția. Deja mai ies cu tine, mai ies în vreo. Iar noi, ce putem face? Să blocăm proiectele lui care îți la îndemână până nu rezolvă problema asta. Ceea ce noi ortodoxești, dar nu mai e altă variantă. Deci acolo copiii aia, la Bărcea, la profesorii, educatorii, inspectorii care vin ca în jungul. Sunt 3 ani, nu sunt 3 zile, nu sunt 3 luni. Am dus să cer ajutorul dumneavoastră, adică am fost la colegiul. Dacă se poate, dacă nu, Dumnezeu cum e. Mai mult de atât. Mulțumesc. Da. Domnul Matei. Vreau să te văd o problemă, și anume, aș ruga dacă executiv se implice în toaletarea șanțului, drumului.
Știu că acum una, doi ați când am achiziționat o foarte general, ceva de genul ăsta, așa, sunt la stare crescute șosele, așa că văd că iau viață cu trebuie, așa, ce puțin la Răcea. Cu vorbă și la Răcea, la acolo, ce puțin. De drumul județean, da, de drumul județean. La Tisatul, e vegetat. Acolo, asta vreau de drumul județean. În curg, acum scurg de stare, în agață, în mașină, de astea mari, ce puțin așa. Poate, dar mai funcționează? La distanță. Restaurant sau cum se cheamă, far, celălalt, așa, nu putem până în funcțiune. Tocător. Sau tocător, cum se cheamă. Funcționează. Era bun, este o dată în sus, o dată în jos. Așa cum a pus în funcțiune aia, mătura aia, așa, poate nu și după care asta să fie. Au crescut de stare, cred că vă participa la toată lumea. Da, atât, mulțumesc frumos. Domnul Roșca. Da, și avea și o problemă legată de cursul de cursul părului meu. În vedere că s-a colmat afaldurile, distanța de intervenție, principia de intervenție n-a fi foarte mare, cred că la mitica lui Stan, din zona aia, unde s-a bucurat ultima oară, și până la legătura cu canalul. S-a colmatat, a crescut vegetație, pe alte ori, regularizare, se va acolo. Și podul, podul de la drumul național de 19 ani este foarte mic. Este formatat și cursul de apă e obturat acolo în zona aia. Doamne ferește, o grupă de noapte ceva. Acum e sește, dar trebuie să ne vedem toate aspecte. Încercăm cu adresă la Abia România, dar din experiența anterioară vis-a-vis de insula aceea de sub podul de la avantul podul de acel timp. Tot ne-am în adrese, până la urmă ne-au dat un accept în care ne scrie, se interzice folosirea materialului în alt scop, se ia aia, și faceți cu surse proprie. Asta e răsânsul lor. Noi am zis, dați-mi de acolo 2000 de metri sau 10.000 de metri de, să te colmată și să-l folosim pe drumurile comunale sau facem ceva cu ei, ca să putem decolmata, să compensăm. Nu. Îți plătești utilaj, îl ieși cu tot acolo, alături, dar decolmatezi cu ei. Noi încercăm cu adresă și suntem cu Romadia. Și cu niște pozi, că așa am făcut aici. Am trimis, au venit comisii la fața locului, au constatat și apoi ne-am jucat în drum. Din primăvară și au venit și prin... Și aici, când după integrare, pe gata, voi ai zis, că după capul mai așa. Și era și podul la cale ferată din partea cealaltă. Cu tot cu pozii, cu tot cu... Îi facem. Da, trebuie de pe asta. Da. Da. Un județean, dar ai considerat un județean? Care? Care zice, sau zona aia? Podul, canalul, Implantia Centrală. Podul trebuie să fie național. Aș trece de avizul Afon de România sau cine? Da, da. Au pasirii. Și ei, pasirii. Ei, da. Da, domnul Ocean. Mă gândeam să tac. Am să fac o grevă să raponeze. Să nu merg de nicio problemă, pentru că am observat că de fiecare dată problemele care au fost ridicate, soluționarea lor n-a venit. Se punea aici întrebarea și cineva spunea că dați soluții. Dacă executivul actual, Rechi, domnul primar, nu rezolvă toate problemele ridicate, ar putea să aibă scuze și circunstanții că nu pot fi toate problemele ridicate, că sunt probleme și probleme. Numai că problema pe care eu am ridicat-o nu odată e următoare. Sunt patru sate componente din alea nouă, cele de peste apă, care de bună bucată de vreme n-au mai beneficiat absolut de nimica atenției din partea executivului. Faptul că podul stă să cadă și nu e reparat, faptul că nu se asfaltează nimic și se asfaltează doar ulițe prin străzi, hai să le spunem străzi, în cealaltă celelalte sate componente, faptul că nu se face absolut nimic, că nu se
forează odată sau să găsească o soluție pentru apă la grădinița respectivă. De la faptul că câte și câte probleme sunt ridicate, nu se rezolvă. Soluțiile ar fi, și ca soluții, întreba cineva că ce putem să-i facem domnului primar, dar nu domnului primar trebuie să-i facem, executivul în corpul. În primul rând, eu veneam cu o propunere pentru statele de peste apă și am să cred că am să demarez lucrul ăsta, să ne desprindem de la comuna Căiuț și să trecem în comor la o comună vecină. Printr-un referendum, că poate, poate, vom găsi înțelegere la vecinii noștri. O altă soluție ar fi să-l demitem cu primar. Îl suspendăm, îl demitem și facem alegerea anticipată. Dacă considerăm de comun acord, dar eu m-aș abține de la posibilitatea realizării acestui lucru, pentru că tot în general așa, văd și în cadrul Consiliului Local o mulțumire din partea colegilor mei. Adică că lucrurile merg bine. Eu am venit nu odată cu propuneri pentru foarte multe chestiuni. Mie îmi place, când un primar nu spune niciodată nu. Dar doar atât. Satisfacția de moment, pot să mă bucur de moment, dar după aia așteptările mele, aștept. Domnule primar, faptul că s-a asfaltat drumul național DNE, prin care trece și prin comuna noastră, nu poate să fie decât un lucru bun. Ca peste tot în țărișoara noastră dragă, lucrurile se fac, dar nu în totalitate. Eu am studiat legea cu drumurile naționale. Cineva din comună de aici s-a apucat și a făcut, a dat online o petiție către cei de la Iași. S-a înălțat drumul, lucru care se va întâmpla și reținut un aspect cu drumul Căiuț-Heltiu, se va întâmpla același lucru. Cam tot atâta se va înălța mai mult. Și după aceea să-i văd pe ăștia din cartier cum vor ieși. E chestia aia care v-am spus-o eu dumneavoastră cu modificarea proiectului. Bineînțeles, cu problema. Dar există un proiect, nu? Păi există, nu, asta nu există chestia asta, pentru că o să vedeți dumneavoastră dacă ei nu o să se folosească. Este întrebarea, există un proiect? Ce anume? Există proiect. Dar în proiect nu e modificat așa cum v-am propus eu dumneavoastră, ca să fie treaba bună făcută. Dar să revenim la... Și pentru ce transformă de drum este proiect? Problema e cum pentru ce transformă? Era 1,7 km. Care? Acum dumneavoastră faceți sex temporal cu mine, nu, nu chiar acum... Păi nu, dumneavoastră vorbește, domnul... E la dumneavoastră... Da, domnul, da, și ce la dumneavoastră nu-i proiectul, dar ce dumneavoastră nu-l știți, dar vorbim despre același proiect. Nu vorbeați de nimic pentru Hârtiu. Poftim? Vorbeați de nimic pentru Hârtiu. Domnul primar, faptul că dacă luăm vechina proiectelor, a proiectului ăsta de care ziceți dumneavoastră că pentru Hârtiu există, da, dar pe ce încălzește pe la Hârtiu că schimbă buxurile nu știu de câte ori datorită drumului respectiv, pe ce încălzește pe la Hârtiu că suferă praful și spală mașina după mare și așa mai departe, atâta timp cât dumneavoastră îndreptați fondurile, n-am terminat, vă rog frumos, îndreptați toate fondurile, îndreptați pentru capete de străzi și așa mai departe. Nu domnul primar, eu am spus că prioritar și dacă ne întrebăm pe fiecare și dăm acum un răspuns, ce ar fi prioritar? Axialele, drumurile de legătură dintre localități sau o străduță? Sau bătrâni. Nu vorbim de tot. Păi asta e lucrul ce nu mă gândesc. Referiți la problema. La drumurile naționale de aici, ei au obligația, domnule, au obligația pentru că aprinderea drumului la drumul național e de 27 de metri și pe această lățime de drum,
13,5 de la axul drumului. Pe această rățime n-are voie nimeni să intervină decât proprietarul. El este cel care. Și atunci omul, să zicem că își duce el, își cumpără două roabe, 3-4 de asfalt și niveleze respectiva porțiune. Dar drumul respectiv când s-a făcut asfaltat, el cere 75 de centimetri de acostament, nu trebuie să-i facă, iar acostamentul ăla acolo trebuie să repare lucrurile care le-au produs. Eu nu zic, nu, e un lucru bun ce-au făcut, dar să-și ducă treaba până la capăt și să nu mute, pentru că ei au, nu știu, nu mai rețin articul, 294, cât o fi, așa, ei au invocat acolo că, domne, fiecare să-și rezolve treaba, că nu-i datoria. Păi cum, dar eu n-am voie să intervin, domnul. În porțiunea, în cei 27 de metri, nici dumneavoastră, oate n-aveți voie să interveniți fără aprobarea celor de la drumul. Pentru că i-am prins la drumul. Și de asta eu vă rog acum, printr-o adresă dumneavoastră, preîntâmpinați alte petiții ale cetățenilor și veniți cu siguranță sprijinul cetățenilor să le se rezolve și această problemă. Pe traseul ăsta cât ține drumul național. Ar fi foarte mult, dar sunt convins că vă grăbiți și eu de acum am început deja, fac nu întâmpinări ca la tribunal sau la judecărie, am să fac interpelări. Da, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc că n-am nici ce să vă mulțumesc.